De la politicieni trecem la oameni obișnuiți. E, nu chiar obișnuiți. O să vedeți că nicio problemă nu rămâne fără rezolvare la Vaslui. Asta și-a spus o femeie din Vaslui care a plătit un asasin ca să-i ucidă ginerele. E o știre care a fost în România și un eveniment adevărat. Ați auzit bine. Întreaga operațiune a costat doar 6.000 de lei. Femeia de 73 de ani și fiica ei de 28 de ani au fost reținute de polițiști și au ajuns, bineînțeles, la știri. Acum, din fericire, planul lor a eșuat. Ginerele a scăpat de afară. Bărbatul de 40 de ani a fost șocat când a aflat că soția și soacra sa plănuiseră să scape de el ca să ia averea. Cu banii câștigați în străinătate, omul și-a construit două case și făcea toate eforturile ca familiei să nu-i lipsească nimic. A aflat cu stupoare că cele două femei tocmiseră un localnic să-i pună capăt zilelor, doar că acesta a anunțat imediat poliția. Cheamă Costel și eu i-am zis, da, și treaba mea cu Costel, n-am nicio treabă, nicio vină. Și după asta... O mai vin odată, păi te cheamă Costel. Păi eu am zis, termină. Când am venit aici, am văzut toate organele de poliție în poartă la mine acolo. Eram conjurată nevastă-mea, baba, i-o dat banii ei, baba, i-o dat cu mâna ei în fața procurorului. Câți bani? Păi, cum o dat el declarație, 60 de milioane și trebuia să mai dea a doua zi, când vindea locuințele astea și mă îngropa pe mine. În aceeași zi, soacra bărbatului făcuse chiar cumpărături la magazinul din sat. Mi-a spus că soacra mea atunci, în ziua respectivă, când a venit Costel aici cu domnul procuror, i-a dat banii, mita și i-a dat el și-a programat, banii s-au dus la magazin aici în jos și-au la funii, să mă spânzuri. O funii de vreo 6 metri. Eu cred că și-a zis că rămâne averea nouă, că eu vându casa și niște, cum, niște, nu pot să-i dau de cap. Eu zic că am brigat-o și pe nevastă și hai le vinde și pe asta, că e pe numele ei și a mea, că suntem cumnat, și plecăm la Constanța, la o rudă acolo. Să-i vândă pe amândouă că să facă bani. Mama bărbatului spune că nu-și mai poate ierta Nora niciodată. Când am auzit era să leșă, să mor. Nu ne-o vin să cred, dar nici n-am crezut nici pe Nora mie că face așa ceva. Dacă el vrea să o ierte, să o ierte, dar eu la el nu mă agradă numai eu, dacă o iartă. Bărbatul spune că își iubește soția și chiar își dorește ca aceasta să fie eliberată ca să se poată ocupa de creșterea copiilor. Spune că mai degrabă este dispus să plece el de acasă, să își ia viața de la capăt în altă parte.